drumul este mai important decât ceea ce ai lăsat în urmă. Prima injecție a fost cea mai dureroasă. Ea se face în picioare, în burtă sau la omoplați. Vreau să am prieteni. Mulți. Vreau ca să mă înțeleagă. Deci cu părinții nu pot să vorbesc. Vreau să am un câine. Mare și negru. Iubesc foarte mult viața. Dar tot atât cât o iubesc, o urăsc. Îmi place să desenez. Aștept să treacă anul acesta ca să pot să intru la arhitectură. Nu știu ce mă așteaptă în viitor, dar... face seriști. Acum practic teatru. Mă simt liniștită acolo. Și nu mă gândesc la nimic. Cel puțin ne vezi.
Tata, așa, pe neînțeles, îmi spunea că tu nu trebuie să iubești. Atunci erau timpuri grele. Și el îmi dădea de înțeles că nimeni nu se vrea cu mine să prietenească, să mă iubească, pentru că este o responsabilitate destul de mare. Și el vrea să se căsătorească cu o persoană care în orice minută poate să moară. Totul s-a început de la într-o dimineață m-am trezit și îmi simțeam parte de la mirișor în ros. A doua dimineață mă trezesc și nu îmi simțeam picioarele de la genunchi în jos. Și tot așa a rămas până nu simțeam de la bazin, adică practic tot în jos picioarele. Nu simțeam nici când merg la WC. Am fost în Paris. Adică pe caz de boală. Vreau să spun că nu mi-a plăcut. În imagine e frumos. Acolo, în Paris, am aflat ce am. Adică am fost cu doctor.
mamica îmi spune că... poate trebuie să mă mai maturizez puțin și asta este cu vârsta. Și după ce o să nasc, o să fie tot bine. Când doctorul în Franța mi-a spus că nu că ceea ce am prima mea întrebare a fost dacă copiii mei vor fi sănătoși. Și m-am bucurat mult că a spus că așa boală cronică ca la mine copiii pot fi mai sănătoși decât la o persoană. Scleroză multiplă înseamnă că corpul meu produce niște anticorpi, adică singurul organism meu produce niște anticorpi care distrug celulele acum primesc niște medicamente. Scumpe. Și dureroase. De 3 ori pe săptămână.